Tinerii din comuna Sălășană Hid au găsit o metodă inedită de a face mișcare, dar și pentru a se distra altfel decât în baruri sau cluburi de noapte. Soluția găsită? Airsoft, un joc modern care implică multă gândire, dar și multă distracție. Tinerii pasionați de airsoft au alcătuit și o echipă intitulată sugestiv Corbi Hida, jocul fiind pentru ei nu doar o distracție, ci și o reală posibilitate de a face mișcare pentru o viață sănătoasă. Beti s-a ascuns printre spini și noi o să mergem să căutăm. Noi o să ne împărțim în două tabere, echipa noastră fie două tabere, o să plece ei trei și eu cu Alin o să mă duc numai noi doi. O să încercăm să acoperim două flancuri, eu o să merg pe partea din sus, noi o să mergem pe din jos, ca să putem, dacă putem să mergem prin spatele lor să ajungem. Fiind noi doi, avem mai mici șanse, poate ești grupați. Deci o adevărată strategie, nu e chiar așa de simplu. Da, dacă nu există strategie în timpul jocului, nu o să putem reuși ca să câștigăm și ea e și un joc care vrem să câștigăm. Tu ești ofițerul coordonator? Da. La fiecare sfârșit de săptămână, tinerii din Hida se întâlnesc pentru astfel de mișcare natură, o activitate care implică mult fair play și bună dispoziție.